În fiecare an, pe 29 aprilie, se celebrează Ziua Veteranilor de Război, dar pentru că suntem în Joia Mare, zi în care se pomenesc morții, autoritățile locale au decis să marcheze în avans această zi. Astfel, ceremonialul dedicat celor care s-au jertfit pentru țară în al doilea război mondial s-a derulat la mausoleul din curtea Bisericii Eroilor. Momentele solemne au continuat cu o slujbă religioasă de pomenire a eroilor ca semn de recunoaștere a meritelor deosebite ale celor care au luptat pentru apărarea independenței. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. După alocuțiunea despre însemnătatea Zilei Veteranilor de Război, reprezentanții autorităților locale și județene, ai partidelor politice, a instituțiilor din subordinea Ministerelor de Interne și Apărării, dar și veterani de război, au depus coroane de flori la mausoleul închinat eroilor neamului. Ceremonialul dedicat veteranilor s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare constituită din jandarmi, polițiști locali și lucrători ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență.